Bine v-am regăsit, prieteni! Orice polițist care profesează de peste 10 ani ar putea scrie o carte cu experiențele trăite. Azi vă prezint ceva mai special, poveștile a trei polițiști anonimi care consideră că au avut de-a face cu paranormalul. Bineînțeles, polițiștii nu sunt din România. Vă voi relata poveștile la persoana întâia. Când eram polițist, am fost trimis de dispecerat la un caz de dispariție juvenilă. Orașul în care lucram era un oraș marginal și sărac, însă cred că am ajuns la cea mai bogată familie din oraș. Ambii soți lucrau ca educatori la școala primară din localitate. În timp ce dădeam raportul prin stație cu privire la semnalamentele adolescentei lor plecată voluntar de acasă, fiica acestora mai mare mi-a arătat cu degetul spre holul locuinței spunând: "Bunica!" Tatăl său a alergat spre hol spunând: "Ma! Ma!" Acesta s-a întors în living și m-a întrebat: "Domnule ofițer, ați văzut-o? Ați văzut-o pe mama?" I-am spus că nu și l-am întrebat de ce sunt toți așa uimiți că bătrâna a trecut pe acolo. El mi-a spus că a murit anul trecut și că o văd mereu prin mai multe locuri ale casei. Eram în schimbul de noapte. Patrulam pe un drum de circulat. Stația de emisie recepție îmi funcționa bine. Am făcut câteva probe și mi s-a răspuns mereu. La un moment dat, am auzit un bârâit puternic al stației și mi s-a pornit radiocasetofonul, începând din senin reclama filmului Fort Kind. M-am speriat foarte tare. Atât radiocasetofonul cât și stația de emisie recepție au pierdut orice semnal. După câțiva kilometri, am încercat să le verific, însă nu funcționau. Fiind spre finalul schimbului, am decis să mă întorc spre secție, dar când am întors mașina, am înlemnit. Sute de perechi de ochi se uitau spre mine, din apă, din copaci, de pe marginea drumului. Un coleg mi-a povestit că într-o noapte, când se afla și el în aceeași zonă, a auzit bătăi în luneta autospecialei. A coborât din mașină cu arma încărcată, însă nu a văzut pe nimeni. Lucram la circulație. Monitorizam traficul. Era 2-3 noaptea. Unde stăteam eu, pe vârful unui deal, în urmă cu vreo 25 de ani, a avut loc un asasinat care nu a fost rezolvat nici până azi. Niciun alt coleg de-al meu nu are curaj să stea în acel loc, cu toate că se circulă cu viteze mult peste limita legală, astfel fiind riscuri de accidente. În timp ce stăteam, am văzut în oglinda retrovizoare cum se apropie de autospecială o umbră, apoi vine pe partea stângă înainte. Am văzut umbra trecând prin dreptul geamului meu, moment în care am pornit toate luminile de care dispunea autospeciala. Până atunci, singura lumină era cea a lunii. După ce am pornit luminile, umbra a dispăruse. M-am gândit că ar fi mai bine să părăsesc locul. Am oprit într-un loc luminat și am verificat camera de bord, care a înregistrat doar din momentul în care am pornit luminile. Se vede o siluetă în fața mașinii, apoi imaginea s-a făcut neagră, ca și cum cineva ar fi pus degetul pe obiectivul camerei, după care totul a revenit la normal. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a plăcut, dați un like, un share pe Facebook sau un subscribe. Ne auzim data viitoare cu un nou episod.